După ce mai mulți oameni s-au plâns că nu au primit în facturi compensațiile promise de autorități pentru gaze naturale, energie termică și electrică, astăzi Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat că abonații la serviciile publice își pot afla deja categoria de vulnerabilitate energetică. Consumatorii casnici trebuie doar să acceseze cabinetul personal pe site-ul compensații.gov.md. Astfel, dacă cererea de compensație a fost acceptată, cei înscriși pot observa în o flagă care de o anumită culoare și cu o literă care indică gradul de vulnerabilitate. Cei care nu vor fi de acord cu gradul de vulnerabilitate vor putea depune o contestație.